Sâmbătă 1 august, secția 4 Poliția Rurală Gâlănești a fost sesizată prin 1, nu 2, de o femeie de 63 de ani din comuna Vicovul de Jos cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au sustras suma de 1400 de lei din magazinul aflat în curtea locuinței sale. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în jurul orei 17, partea vătămată a închis magazinul cu cheia pe care a lăsat-o în ușă, după care a intrat în locuință, iar după aproximativ o oră, când a revenit, a constatat că ușa era deschisă și lipsea suma de 1400 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate de polițiști pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului, potrivit IPJ Suceava. Polițiștii atrag încă o dată atenția cu privire la modul de asigurare prin închidere a ușilor și ferestrelor, precum și cu privire la locurile de depozitare a cheilor. Potrivit polițiștilor suceveni, numai în primele 6 luni ale acestui an, peste 100 de furturi din locuință au fost înlesnite de superficialitatea în asigurarea ușilor și ferestrelor.